Dragi copii, sunt Banda Sluminița Ramona, profesoară de limbă și literatura română la școala gimnazială Noghi Imre din Miercurea Ciuc. Noi, un grup de profesori din Miercurea Ciuc, ne-am gândit să venim în ajutorul elevilor din clasa 8-a, care vor susține examenul de evaluare națională de anul acesta. În contextul dat, eu vă propun să stăm în casă, să deschidem cărțile și caietele și să recapitulăm, să aprofundăm ce am învățat până acum, ca să avem rezultate bune și foarte bune la evaluarea națională, primul examen pe care îl veți susține în viața voastră. Vă rog să fiți atenți că nu trebuie să traduceți textele. De aceea, nu trebuie să intrați în panică dacă nu înțelegeți un cuvânt. Important este să surprindeți ideile și mesajul textului în general. La sfârșitul fiecărei întâlniri, vă propunem o temă pentru acasă, care se va numi Verificați-vă cunoștințele. Pe parcursul întâlnirilor noastre, vă voi adresa câte 10 întrebări pentru autoevaluare, numite întrebări pentru autoevaluare. Răspunsurile pentru aceste întrebări vă rog să le notați în timpul întâlnirilor ca să vă puteți autoevalua la sfârșitul emisiunii. Deci cum vom lucra? Vom rezolva exerciții, vom explica, vom întreba, vom verifica cunoștințele. Toate acestea fiind spuse, să începem lucrul, dragii mei. Sunteți gata? Pentru primul jurnal vom avea ca suport textul Fifi de Ioan Slavici. Cine credeți că este Fifi, copii? Unii copii ar spune că este un băiat, alții ar putea spune că este un animal. Un copil s-ar putea gândi că este o jucărie. Eu vă propun să citim ca să aflăm cine este Fifi. Fifi, un cănăraș de toată frumusețea, își trăia zilele răsfățându-se într-o largă colivie de sârmă galbenă. Diminețile, stăpâna lui, o domnișoară dulce la fire și totdeauna veselă, îi dădea drumul prin odaia luminoasă și bine aerisită. În vreme ce el zbura neastâmpărat de aici colo, ea îi curăța colivia, punea în ea proviziunile de semințe bine alese și de apă proaspătă. Aici o bucățică de zahăr dulce, colo un smoc de buruiană verde și fragedă, lăsând colivia deschisă. Adiminite bunătățile din colivie, Fifi intra de bunăvoie. Drăgălașa lui stăpână închidea apoi colivia, pe care o atârna iar în cuiul din fereastră, de unde Fifi putea să vadă cele ce se petreceau pe afară, în lumea cea largă a lui Dumnezeu. Așa își petrecea Fifi viața, azi ca ieri, mâine ca azi. În fața ferestrii se întindea o mare grădină. Din când în când ieșea din desiș câte o vrabie sprintenă și isteață. Mai la o parte, sub o coastă, se afla un șipot de unde apa limpede și rece curgea peste prundiș curat. Vrăbiuța cirip-cirip și tip-tip până acolo își stâmpăra setea, se scălda în toată tigna și după ce se răcorea, iar mai departe zbura sfâr până în desiș, mai ciripea și iar se întorcea să-și caute fărâmițe și grăunțe și vermușori și musculițe. Ați aflat că Fifi este un canar, adică o pasăre mică pe care o țin oameni într-o colivie în casă pentru că este frumoasă și pentru că ea cântă frumos. Vă ofer un vocabular, șipot, prundiș. De asemenea, în text au existat cuvinte care nu au avut forma literară și vă ofer acum a ademeni, înseamnă a ademeni, ferestrii, corect este ferestrei, vermușori, corect este viermișori și a stâmpăra, corect este a astâmpăra. Exercițiile propuse pentru acest jurnal de recapitulare sunt următoarele. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. Desparte în silabe cuvintele, menționează rolul semnului exclamării în secvența, explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența, transcrie din text două figuri de stil diferite, precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă,
construiește o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată subiectivă, introdusă prin conjuncția subordonatoare că. Transcrie propoziția principală și propoziția subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatelor. Astăzi ne vom aminti despre sinonime, despre despărțirea cuvintelor în silabe, ne vom aminti despre derivare ca mijloc intern de îmbogățire a vocabularului, noțiunile de teorie literară, figurile de stil, sintaxă, părțile principale de propoziție, subiectul și predicatul și partea de sintaxă a frazei. Vom începe cu primul exercițiu. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate, odaia și neastâmpărat. Observați în acest exercițiu că trebuie să recitim textul cu atenție. Îi dădea drumul prin odaia luminoasă și bine aerisită. Deci este un canar care zboară prin odaia luminoasă. Odaie înseamnă cameră. În vreme ce el zbura neastâmpărat de aici colo, ea îi curăța colivia. El, canarul, zbura neastâmpărat. El a stat în colivie și apoi a ieșit. Zboară, neastâmpărat. Sinonimul cuvântului odaia este camera. Sinonimul cuvântului neastâmpărat este zburdalnic. Aici am întrebarea pentru autoevaluare. Puteți găsi și alt sinonim pentru cuvântul neastâmpărat? Sinonimele copii sunt cuvinte cu formă diferită și cu sens identic sau asemănător. De exemplu, odaia poate să însemne cameră sau încăpere. Adevărat, real. Cupru, alamă. Aici trebuie să fiți atenți, copii. Sinonimul unui substantiv va fi întotdeauna un substantiv. Sinonimul unui adjectiv este un adjectiv. Dacă trebuie să găsim sinonimul unui verb, acesta va păstra modul și timpul verbului. Desparte în silabe cuvintele. Aerisită, punea. Exemplu de răspuns. Aerisită se desparte astfel. A-e-ri-si-tă. Punea, punea. Pentru despărțirea în silabe, avem niște reguli, copii. Dacă avem două vocale alăturate între două consoane, despărțirea în silabe se face între cele două vocale. De exemplu, poet, du-el, zoologie, aer. Dacă avem diftongi sau triftongi, aceștia se despart de vocale. Do, u, no, u, ro, u, vo, u, zi, u. Triftongul uai, le, uai, că. Avem doi diftongi. Stea, ua. Un diftong într-o silabă și celălalt diftong în următoarea silabă. Nea, oa, oa, e, ploa, e. Dacă avem o consoană între două vocale, regula este că consoana trece la a doua silabă, la silaba următoare. Dacă avem două consoane între două vocale, despărțirea în silabe se face între cele două consoane. De exemplu, car-te, ban-că, cur-te, mun-te. Apar și excepții. Dacă a doua consoană este r sau l, și prima consoană este B, C, D, F, G, H, P, T, V, despărțirea în silabe nu se mai face după această regulă. Vom avea așa, ta, blă, a, cru, co, dru, a, flă, oglindă, su, plu, co, vrig. Mergem mai departe.
și bineînțeles că tot consoanele trebuie despărțite. Dacă avem trei consoane între două vocale, despărțirea se face, bineînțeles, după prima consoană. Monstru, cinste, dar și aici avem excepții. Așa cum sunt cele arătate în slide, facem despărțirea în silabe astfel. Sculptor, somp, tu, os. Adică facem despărțirea în silabe după a doua consoană. X, care este o literă folosită pentru două sunete, X sau X, se comportă ca o singură consoană. Deci dacă avem un cuvânt în care apare litera X, vom face despărțirea în silabe după prima regulă. Adică exerciții, explică. Există cuvinte care se despart în silabe după regula de despărțire a cuvintelor în silabe sau după felul în care ele sunt formate, copii. De exemplu, cuvântul despre poate fi despărțit după regulă, despre, sau după felul în care a fost format, despre. Cele două modalități de despărțire în silabe sunt acceptate. Pe slide apar și alte modele pentru această regulă. Menționează rolul semnului exclamării în secvența. Iar mai departe zbura sfrr până în desiș. Un exemplu de răspuns aici ar fi: semnul exclamării este semnul de punctuație care desparte interjecția de restul comunicării. Sau o altă posibilitate de a răspunde este: semnul exclamării se pune după o interjecție. Întrebarea de autoevaluare este să găsiți în textul suport un alt caz în care semnul exclamării se folosește la fel. Exercițiul numărul 4. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din secvența. Fifi, un cănăraș de toată frumusețea, își trăia zilele răsfățându-se într-o largă colivie de sârmă galbenă. Cuvântul cănăraș s-a format prin derivare cu sufixul aș, de la cuvântul de bază canar. Și cuvântul răsfățându-se este un cuvânt care s-a format prin derivare cu prefixul răs, de la cuvântul de bază față. Ne amintim acum, copii, despre derivare. Derivarea este un mijloc intern de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi cu ajutorul prefixelor și al sufixelor. Avem aici un model: neatenție. Este un cuvânt care s-a format atât cu prefix cât și cu sufix, de la radicalul atent. V-am pregătit niște cuvinte, copii. Grădină, grădiniță. Grădinița este o grădină mai mică. Grădinar este o meserie, dar am pus și grădina și grădini și grădinile. Atenție, copii, prin derivare trebuie numai decât să formăm cuvinte noi. Grădina, grădină, grădina, grădini, grădinile. Denumesc aceeași realitate. Eu mă gândesc la o grădină. Dacă spun grădiniță, deja este o grădină mai mică. Dacă spun grădinar, mă gândesc la un om. Deci trebuie să fiți atenți atunci când căutați cuvintele derivate într-un text, pentru că se formează cuvinte noi pornind de la niște cuvinte de bază. De exemplu, dacă am cuvântul frunză, da? O frunză mai mică o numesc cum? Frunzuliță. Am realizat derivarea cu sufix. Da? O frunză mai mică se numește frunzuliță. Pornesc tot de la frunză și am să mă gândesc la o frunză mare care mă deranjează și atunci am să-i spun un frunzoi. Am pus un alt sufix, copii, deci altceva. Dacă mă gândesc la frunză, la un loc cu multe, multe frunze, acela este un frunzar. Am format un alt cuvânt cu sufixul ar. Un loc în care se găsesc frunze se numește, cu substantiv colectiv, un frunziș.
am format un alt cuvânt. Cu sufix și cu prefix pot forma și un verb. A înfrunzi. Trebuie să fiți atenți că prin derivare se formează cuvinte noi, noi realități, sunt denumite noi realități, cu ajutorul sufixelor și cu ajutorul prefixelor. Am pregătit aici câteva 10 prefixe și 10 sufixe care v-ar putea ajuta în recapitularea pentru evaluare națională. Transcrie din text două figuri de stil diferite, precizând felul lor. Așa își petrecea Fifi viața, este o personificare. Apa limpede și rece este un epitet dublu. Epitetul este o figură de stil prin care se exprimă însușiri deosebite ale unui obiect sau ale unei acțiuni, stări, pentru a-l impresiona pe cititor. Pentru a găsi un epitet, va trebui să găsiți un substantiv sau un verb. Avem niște exemple. Feți frumoși cu păr de aur. De aur este un epitet metaforic. Lacul codrilor albastru, nufer galben, îl încarcă. Lacul albastru. Albastru este un epitet cromatic. Nufer galben. Galben este un epitet cromatic. Codrii se zvârcoleau neputincioși. Neputincioși este un epitet al verbului. Țară mândră și binecuvântată, avem un epitet dublu. Personificarea este o figură de stil prin care se atribuie însușiri, manifestări, acțiuni omenești obiectelor, fenomenelor naturii, ființelor necuvântătoare. Doar izvoarele suspină pe când codrul negru tace. Observați personificarea izvoarele suspină și codrul tace. Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă. Iarna cerne. Ieri spre seară în vântul galben, arborii în genunchi plângeau. Arborii, copacii, plângeau în genunchi. Aici trebuie să fiți atenți, copii, la personificare. Și animalele fac acțiuni pe care le fac și unii oameni. De exemplu, dacă eu am să spun pisica doarme, aici nu avem o personificare. Dar dacă am să zic floarea zâmbește, floarea nu poate zâmbi, doar omul poate să zâmbească și atunci avem o personificare. Enumerația este o figură de stil care constă într-o înșiruire de termeni de același fel sau cu sensuri apropiate pentru a accentua ideea exprimată. Aici, stejarii, brazii și fagii trufași înalță capul lor spre cer. Deci, nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Merge într-un colț al salonului, unde pe două mese, pe canapea, pe foteluri și pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării. O altă figură de stil de care aș dori să vă amintiți este repetiția. Repetiția este figura de stil care constă în reluarea unui cuvânt sau unui grup de cuvinte cu scopul de a evidenția insistența asupra unei idei. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iarăși. Se repetă verbul ninge. Mircea însuși mână în luptă vijelia îngrozitoare care vine, 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 calcă totul în picioare. Observăm repetiția verbului vine. Și eu fuga, și ea fuga, și eu fuga, și ea fuga. Repetiția verbului fuga, dar și propozițiile. Și eu fuga, și ea fuga. Pentru a sugera rapiditatea acțiunii. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă. Mai la o parte, sub o coastă, se afla un șipot, de unde apa limpede și rece curgea peste prundiș curat. Se află și un șipot. Se află este predicat verbal și este exprimat printr-un verb predicativ. Un șipot este subiect simplu. Partea de vorbire prin care este exprimat este substantiv comun. Cum gândim la acest exercițiu? Precizează funcția sintactică.
Eu știu că mulți copii se tem de aceste cuvinte, funcția sintactică, dar voi trebuie să-ți țineți minte că avem patru funcții sintactice. Subiect, predicat cu numele predicativ, atribut și complement. Subiectul și predicatul sunt regii propoziției. Subiectul poate să întrebe predicatul și predicatul poate să întrebe subiectul și atât. De aceea subiectul și predicatul sunt părți principale în propoziție. Mai la o parte, sub o coastă, se afla un șipot de unde apa limpede și rece curgea peste prundiș curat. Haideți să vedem predicatele care sunt, pentru că predicatele sunt foarte importante într-o propoziție. Ce face, ce se spune, despre ce se spune în această propoziție? Se afla și că curgea. Deci iată, se afla, îl observ că este verb și eu știu că predicatul este legat de verb. Un predicat fără verb mai rar găsim. Deci noi trebuie să ținem minte atunci când vedem un verb la un mod personal, atunci el sigur se va afla într-un predicat. Va fi sau predicat verbal sau va face parte dintr-un predicat nominal. Deci se afla este predicat verbal. Și partea de vorbire prin care se exprimă, ca orice predicat verbal, este un verb predicativ. Se afla un șipot. Despre cine se spune că se afla? Ce se afla? Un șipot. Am pus întrebarea predicatului. Dacă am pus întrebarea predicatului, îmi răspunde subiectul. Atunci, un șipot are funcția sintactică de subiect. Și partea de vorbire prin care se exprimă este substantiv comun. De unde știu că e substantiv comun? Uitați-vă, copii, are un articol, un articol nehotărât. Un șipot. Deci, partea de vorbire prin care se exprimă este substantiv comun. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată subiectivă introdusă prin conjuncția subordonatoare că. Păi, tocmai ce am vorbit, că subiectul și predicatul sunt părți principale de propoziție. Propoziția subiectivă este o propoziție subordonată? Da, copii. Propoziția subiectivă este o propoziție subordonată. Ea are în frază rolul unui subiect. Nu se știe că va pleca. Nu se știe este propoziția principală și că va pleca este propoziția subordonată subiectivă. Cum voi construi o astfel de frază? În primul rând, trebuie să știu că ea este alcătuită din două propoziții. Două propoziții înseamnă două predicate. Ca să am o subiectivă, înseamnă că eu trebuie să am o regentă care să-mi ceară o subiectivă și apoi subiectiva. Cuvântul cheie pentru a găsi o propoziție subiectivă este impersonal. Verbele impersonale vor căuta să aibă subiect și vor fi ca termeni regenți pentru o propoziție subiectivă. Nu se știe. Cine nu se știe? El nu se știe, ea nu avem subiect, este un reflexiv impersonal. Atunci va urma o propoziție subiectivă. Haideți să exersăm. Nu se știe că va pleca. Se știe că va veni. Se spune că este bine. Se crede că vor sosi. Se crede. Cine se crede? Nu avem subiect. Atunci, propoziția care urmează va fi o propoziție subiectivă. Sigur că a învățat. Avem un adverb predicativ. Sigur că a învățat. După adverbele predicative, va urma întotdeauna o propoziție subiectivă. Dacă apare și conjuncția că. Poate că este bine. Bineînțeles că este bine. Firește că este bine. Locuțiuni adverbiale predicative, cu siguranță că nu a câștigat, cu certitudine că va reciti exercițiile. Am pregătit aceste exemple ca voi să puteți exersa, ca să puteți alcătui o propoziție subordonată subiectivă introdusă prin conjuncția subordonatoare că. Aici am să vin și am să vă rog la întrebările pentru autoevaluare să notați un alt termen regent pentru o propoziție subiectivă. De asemenea, tot aici am să vă pun următoarea întrebare. Există și alte conjuncții subordonatoare care pot introduce propoziția subiectivă? Scrieți dacă știți altă conjuncție.
transcrie propoziția principală și propoziția subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatei. Mai la o parte, sub o coastă, se afla un șipot de unde apa limpede și rece curgea peste prundiș curat. Trebuie să fiți atenți la acest tip de exerciții. Transcrie propoziția principală. Trebuie să lucrați fraza pe ciornă, pe hârtie și apoi să o transcrieți. Cum lucrăm un astfel de exercițiu? Ne cer propoziții. Am zis mai înainte, o propoziție înseamnă un predicat. Deci eu ca să găsesc propoziții, trebuie să găsesc prima dată predicatele. Se afla este predicat, curgea este predicat. Două predicate înseamnă două propoziții. Atunci înseamnă că eu voi avea și un element de relație între cele două propoziții, adică un cuvânt care face legătura între cele două propoziții. Și aici vor fi două cuvinte. De unde, copii? Prima propoziție, mai la o parte sub o coastă, se afla un șipot. Este propoziție principală, are înțeles de sine stătător. Uitați-vă, în față nu are nicio conjuncție sau pronume relativ sau un adverb relativ, deci se înțelege, de aceea este o propoziție principală. A doua propoziție, de unde apa limpede și rece curgea peste prundiș curat, ne uităm că se află imediat după un substantiv. Ce fel de șipot? De unde apa limpede și rece curgea peste prundiș curat? Această propoziție este o propoziție subordonată atributivă. Acestea fiind spuse, vă invit să vizionați slide-ul cu întrebările de autoevaluare, să vă notați și să vă acordați premiul pentru ora aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc spor la învățat!